prieteni, după cum vedeți, m-am ridicat în picioare, nu ca să, știu eu, arunc o privire de blam asupra lui Marius, care a vorbit de jos, ci pentru că realmente niciodată n-am vorbit de jos, nu mă pot concentra stând jos, așa încât nu vreau să spun că mă concentrez prea tare și stând în picioare, dar oricum e mult mai bine. Mulțumesc foarte mult celor doi care au vorbit, ca de obicei, extraordinar de îndatorant despre una dintre cărțile mele. Lidia, cred că este super specialistă în dietele mele scrieri de decenii întregi de când suntem împreună, suntem un fel de tandem, un fel de echipă. Ar trebui să ne cumpărăm o bicicletă din aceea tandem ca să mergem împreună în ale literaturii și ale publicării de cărți. Iar Marius, ce să spun, el mi-a fost student, un student strălucit, un om pe care eu am învățat cu timpul să-l admir din toate punctele de vedere, ca un om cu mult mai aventuros decât mine, un om care a făcut lucruri pe care eu nici în vis nu le-aș face, n-aș putea să le fac, un om care a suit în Himalaya, un om care a mers în Anz, un om care urmărește literatura ca un specialist al literaturii. Sunt foarte, foarte mândru că acești doi oameni au acceptat să vorbească astăzi despre această nu metacarte, cum a numit-o Marius, cu prea multă generozitate, ci aș spune eu această non-carte. Pentru că ăsta este lucru care nu se spune niciodată când e vorba despre un jurnal. Un jurnal este o non-carte. Un jurnal nu este un roman. Cine citește un jurnal ca pe un roman, riscă să citească un lucru pe care autorul nu l-a avut niciodată în vedere, să citească altceva, să citească un fel de ciută nevăzută, cum se zice, un fel de ciudățenie totală. Un roman, spre deosebire de un jurnal, este o carte. Este o carte gândită ca fiind o carte, care se dezvoltă în timp într-un anumit fel. Un autor scrie această carte în 2 ani de zile, să spunem, sau în 3 ani de zile, iar un cititor o citește în 2 săptămâni. Autorul trebuie să aibă în vedere acest lucru. Cartea nu se citește în același timp în cât este scrisă. Cartea se citește mult mai repede. Atunci un autor are nevoie, încă de la început, când se apucă să scrie cartea, să prevadă cum se va vedea această carte în racursiul timpului. În racursiul timpului, cartea nu este la fel, asemenea celei din mintea autorului, ci devine altceva, devine altfel. Unele segmente ale ei sunt deliberat lungite de către autor și altele deliberat scurtate. Vechii arhitecți și sculptori, spune Vitruvius și alți mari specialiști, știau acest lucru. Când ei proiectau o statuie care trebuia să se afle la 20 de metri înălțime, ei nu făceau statuia cu proporțiile normale. Ei lungeau picioarele statuii și scurtau bustul, sau invers. Pentru ca ea, din perspectiva noastră, de unde o vedem noi de jos în sus, să pară cu proporții normale. Deci statuia aceea era de la început deformată de către sculptor. Era făcută să fie văzută în racursiv. De asemenea, templele grecești nu erau drepte, nici o linie a lor nu era dreaptă. Coloanele erau și ele curbe, erau deformate, pentru ca privindu-le de jos tu să le vezi drepte. Liniile templului nu erau niciodată trase cu sfoara. Erau și ele oarecum curbate pentru ca ochiul să fie păcălit, să-i se dea iluzia că sunt drepte. Acest lucru se întâmplă și în proză. Orice proză este gândită ca un racursiv. Nu este, o proză nu este ceva realist, nu, care prezintă un lucru de pe stradă, care se întâmplă pe stradă, ci este gândit în așa fel încât să creeze o iluzie, o iluzie în timp. Dar jurnalul nu poate face acest lucru. Jurnalul nu este o operă de literatură obișnuită. În cazul jurnalului,
pe care o vede ochiul va fi întotdeauna prezentă. Deci va fi întotdeauna prezentă de formare. Cel care scrie jurnal nu se gândește la acest racursiu în timp. El lasă lucrurile să meargă unul după altul, așa cum îi se pare lui normal, pentru că autorul scrie în fiecare zi, dar când cititorul citește, va avea un șoc extraordinar, pentru că toate evenimentele din jurnal vor părea că se năpustesc spre el. Vor părea că vin într-un fel de poartă din aceasta îngrozitoare asupra lui. Când a fost filmat prima dată un tren intrând într-o gară, știți foarte bine acel film al Iulie, oamenii s-au speriat și au luat-o la fugă, pentru că credeau că trenul este adevărat și vine și intră și devastează sala respectivă. Aceeași impresie o am și eu de câte ori citesc un jurnal. Am impresia că viața acelui autor de jurnal se repete asupra mea. Se repete asupra mea și eu nu mai am cum să mă feresc, n-am unde să fug. Trebuie să o înghit toată așa cum vine către mine. O carte de acest fel, un jurnal, nu poate avea înțelepciunea unui roman. Ea nu este niciodată o carte înțeleaptă. Nu este o carte domesticită. Este o carte sălbatică. Este o carte sălbatică. Când crești un pui de ghepard, el la început va fi un fisoiaș. Dar când se face puțin mai mare, îți dai seama de forța extraordinară a sălbaticii. Jurnalul este o carte sălbatică, este o non-carte din punctul de vedere al literaturii domesticite, al literaturii noastre, și tocmai de asta eu l-am iubit întotdeauna extraordinar de tare, pentru că mie îmi place ceea ce este genuin, ceea ce este autentic, ceea ce este sălbatic, ceea ce nu respectă nicio regulă, pentru că un jurnal este ca viața oamenilor. Nicio regulă nu se respectă. Viața nu ține seama de regulă. Ea este întotdeauna altfel pentru fiecare, este imprevizibil, este mirobolant pentru el. De ce scriu jurnal și de ce public jurnal? Sunt două întrebări foarte diferite. Nu știu nici eu foarte bine, dar vă dau cele mai apropiate răspunsuri, probabil, de problemele adevărate. Cred că scriu jurnal pentru că sunt unul dintre cele mai nepotrivite persoane să fie un scriitor. Niciodată nu m-am simțit bine în pielea unui scriitor, niciodată nu m-am numit cu plăcere un scriitor, câteodată trebuie să mă numesc așa ca să mă diferențiez într-un anumit context. Dar nu mi-a plăcut să fiu scriitor și nu-mi place să fiu scriitor și nu fac parte din lumea literară, așa cum este ea definită ca o lume politică a scriitorilor. Întotdeauna m-am considerat, așa cum eram la 17-18 ani, un diletant, într-un fel, un diletant în ale scrisului, un om care scrie de plăcere, un amator în sensul etimologic al cuvântului. Am scris întotdeauna pentru că iubesc literatura, pentru că îmi place să scriu. Și, cum se zice de foarte multe ori, pentru că uneori nu am găsit cele mai potrivite cu mine cărți în lumea largă. Și atunci m-am gândit să le scriu eu, să scriu cărțile care mie mi-ar place cel mai mult, pe care mi-ar place cel mai mult să le citesc și care nu există și care există doar prin această șansă ca eu să le scriu. Dar întotdeauna am făcut-o în logica amatorului, nu în logica profesionistului. Nu m-am considerat niciodată un profesionist al literaturii, cum mi s-a spus câteodată. Și de aceea scriu, pentru că viața unui om care este prin forța lucrurilor în literatură este o viață foarte grea. Este o viață care în orice caz nu e făcută pentru mine. Nu e făcută pentru mine, eu sunt un om rezervat, să zic așa, din toate punctele de vedere, căruia nu-i place popularitatea, nu-i place să fie urmărit de sute de ori, așa cum sunt eu acum. Îmi cer scuze că vă spun acest lucru, dar acest lucru mă face să tremur interior, mă face nesigur, mă face să nu vorbesc bine, după cum vedeți, în public și să am din ce în ce mai mari îndoieli în privința calității în care dumneavoastră ați venit să mă vedeți aici, calității de scriitor, calității de autor.
adecvarea ta la imaginea ta publică, nu ai decât foarte puține căi de a te vindeca, de a te alina. Una dintre ele este alcoolul. Cei mai mulți scriitori folosesc alcoolul, vă spun cu certitudine, nu pentru că sunt niște vicioși, nu pentru că sunt oameni care ora le place să bea, ci pentru că tensiunea în care trăiesc este insuportabilă, este cumplită. Pe domeniul literaturii este un domeniu unde concurența este absolut strivitoare. Oamenii trăiesc drame adevărate și care devin din ce în ce mai mari cu timpul. Și atunci, unul dintre aceste debușee este un soporific, așa cum este alcoolul. Este o substanță miraculoasă, într-un fel, care îți aduce uitarea, îți aduce alinarea, îți aduce calmarea, de care scriitorii care sunt oameni fragili au imensă nevoie. Alte panacee de acest fel pot fi, în lumea noastră au început să fie și ele destul de vizibile, drogurile de toate felurile, pot fi altele de toate felurile. Pentru unii funcționează gloria, de pildă. Gloria este un drog foarte puternic. Pentru mine nu funcționează nici alcoolul, nici drogurile, nici gloria. Dar funcționează jurnalul. Funcționează jurnalul. Jurnalul este alcoolul meu. Este alcoolul meu personal. Dacă nu l-aș avea, probabil că aș fi placat de foarte multă vreme. Toată neliniștea mea, toată nesiguranțele mele, tot ce există în mine și dumneavoastră, cititorii, nu vedeți, pentru că nici nu trebuie să vedeți, eu rezolv în scrisul jurnalului și fac acest lucru de 40 de ani încoace. Este ceea ce m-a ținut în viață. Sunt nespus de recunoscător jurnalului meu, acestui zid al plângerii al meu, care a fost umărul pe care eu am plâns și pe care am zâmbit timp de 40 de ani. Este unul dintre cele mai puternice motive pentru care eu scriu jurnal. O întrebare aproape diametral opusă este de ce public acest jurnal. Este cu totul și cu totul altceva. Este absolut firesc pentru mine să scriu jurnal, dar nu la fel de firesc să-l și public. Și multă vreme nici nu m-am gândit vreodată că aș putea publica acest jurnal. La un moment dat, însă, când aveam vreo 30 ceva de ani, am avut o revelație. Am avut un fel de revelație. S-a întâmplat într-o singură clipă. O clipă de iluminare. Când mi-am dat seama că jurnalul meu nu este paraliterar, metaliterar și așa mai departe. Deci nu este o formă secundară, să zicem, de literatură marginală, subterană și așa mai departe, ci este pur și simplu literar. Este pur și simplu literar, la fel de literar ca toate celelalte cărți ale mele. A trebuit ca el să fi devenit literar de la o vreme încolo, pentru ca eu să-mi dau seama de asta. Iar când mi-am dat seama de asta, el a devenit încă și mai literar. Când mi-am dat seama că pot publica acest jurnal și că oamenii doresc să-l citească, că găsesc acolo ceva pe placul lor, atunci am înțeles că jurnalul în definitiv nu este decât încă una dintre cărțile mele, la fel cu toate celelalte și totuși foarte diferit. Aș face și eu o metaforă în linia celor foarte frumoase pe care le-a dezvoltat Marius aici, și anume aș spune că, din acest punct de vedere, jurnalul meu este căptușala hainei mele literare. Haina mea literară, alcătuită, la care am cusut așa sărbuincios, precum croitorașul cel viteaz, timp de decenii, este alcătuită dintr-o față pe care o vede toată lumea imediat, romane, poezii, eseuri, dar dacă aș purta-o direct pe piele, m-ar cam freca așa puțin. Este o față texturată, este o față aspră, e o față pe care o am, nu ca să o port, ci ca să o arăt în afară. Pe când căptușeala unei haine este întotdeauna moale și nevedă. Nu zic că purtăm hainele pe piele.
dar o haină ideală s-ar purta totuși pe piele. Gândiți-vă la tunicile și togele antice care se purtau direct pe piele. Ei, toate erau căptușite, toate aveau un alt fel de material, poate mai disprețuit, poate de mai mică, mai joasă calitate, dar care se lupta frumos pe piele și care ținea căldura corpului și în care te simțeai bine. Ei, jurnalul meu cred că are această calitate de căptușeală a scrierilor mele. Este ceea ce nu se vede, ceea ce e pe interior. Dar dacă ați observat la haine, pe căptușeală, în general, creatorii de modă își scriu numele. Își pun acolo mii de sigle, așa, cu numele casei de modă care a creat haina respectivă. La fel și căptușeala scrierilor mele, deși nu este la fel de prețioasă ca exteriorul hainei, totuși are numele meu peste tot. Peste tot. Acolo sunt mai mult eu însumi decât în romane, decât în poezii, decât în alte lucruri. De-a lungul timpului, dându-mi seama că, de fapt, scriu tot o carte, chiar dacă este o non-carte din punctul de vedere al cărților adevărate, al romanelor de pildă sau al povestirilor, mi-am dat seama că devin din ce în ce mai literar chiar și în jurnal. Că și în jurnal încep să mă apropii cumva de idealul unui roman, care are personaje, care are povestește întâmplări și așa mai departe. Ei, în acest calup, să spunem, ultimul, un om care scrie, veți găsi cele mai multe astfel de momente. Veți găsi portrete de persoane pe care eu le-am întâlnit și care mi s-au părut cu totul și cu totul ieșite din comun. Veți găsi povestiri, povești. De pildă, la un moment dat, m-am gândit de câte ori am fost gata să mor. Și am inventariat acolo toate etapele, toate momentele în care am fost în pragul morții. Când era să mă înnec, când am căzut pe spate, nu știu de unde, când mi s-a mai întâmplat nu știu ce altceva. Momente periculoase în viața mea, când am fost aproape să fiu răpit de un răufăcător. Momente caracioase sau ridicole, în care tot felul de oameni simpatici, de altfel, dar cu probleme mentale, m-au abordat în diferite împrejurări. Veți găsi foarte, foarte multe presărate, așa peste tot, astfel de momente. Care mai interesante, care mai comice, care mai tragice și așa mai departe. Aș spune eu că suprafața acestui jurnal, care se numește Un om care scrie, deci ultimii 7 ani, este cea mai interesantă dintre toate jurnalele pe care le-am ținut, pentru că am contribuit deliberat la literalitatea sa. Ce să vă mai spun? Mă bucur foarte tare că veți putea de acum înainte pune mâna pe căptușala hainei mele, pe care sper să o simțiți mătăsoasă și plăcută și care sper să